Bună, sunt Iuliana Pepene, iar voi urmăriți cele mai importante știri ale zilei. V-ați săturat de zăpadă? Dacă da, e bine să avem consolarea că nu suntem singuri. Să nu vă gândiți că dacă treceți granița, se schimbă cumva peisajul. Toată Europa este albă, chiar și în colțurile îndepărtate ale continentului. A nins serios în Marea Britanie, a nins chiar și în Corsica sau în Spania, unde localnicii văd destul de rar zăpada. Occidentalii au botezat acest val polar Bestia de la Est. Au și motive, pentru că gelul vine din Siberia. Parcă ar fi cadoul de primăvară lui Vladimir Putin. Domnule Putin, mulțumim pentru cadoul înghețat, dar parcă ar fi fost mai bine dacă ni-l trimiteați de Crăciun. În plin ger siberian sunt și români cu pasiuni bizare. De exemplu, acest domn din Suceava face scufundări în apa înghețată ca să prindă, ce credeți, pești. În timp ce afară sunt sub minus 10 grade Celsius. Tânărul se dezbracă la costum de baie și plonjează în bazin. Îl vedeți ieșind cu peștele în mână, ținându-l ca pe un trofeu. Cred că dacă ar fi folosit o undiță, ar fi avut o experiență mai puțin rece. Și acum o să vă arăt știrea virală a zilei în online-ul românesc. Nu știu dacă ați aflat, dar conform unui articol, România a fost devastată de un cutremur printre cele mai mari de anul acesta. De parcă nu era de ajuns doar titlul, articolul are și o fotografie apocaliptică, să înțeleagă românul probabil că a venit sfârșitul lumii. Nu am idee dacă autorul a fost în vreun fel afectat de gerul de afară, însă, conform seismologilor, acest cutremur care ar fi devastat România a măsurat 2,7 grade pe scara Richter. La o asemenea magnitudine, nici măcar cana de cafea a jurnalistului nu s-a clintit de pe masă. Pentru angajații care stau deseori peste program, un inventator a fabricat perna pe care poți dormi la birou. Ea are un suport cu picioare ajustabile, care le poate veni în ajutor celor care, istoviți de muncă, vor să pună capul pe masă pentru a dormi câteva minute. Invenția costă 10 euro. În loc să vă grăbiți să o cumpărați însă, poate reușiți totuși să plecați acasă la timp? Și acum o știre pentru cei care cutreier Europa pentru a fi spectatori la mega concerte. Iată ce se plănuiește a se construi la Londra. O uriașă arenă în forma unei sfere va fi ridicată în Parcul Olimpic din capitala Marii Britanii. Superba arenă, care va imita inclusiv globul pământesc, va avea o capacitate de 23.000 de locuri, dintre care 18.000 pe scaune și restul de 5.000 în picioare. Proiectul dezvoltat de o firmă americană prevede ridicarea unei arene similare și în Las Vegas. Mă întreb, care proiect va fi gata mai repede? Arena de concerte din Londra sau metroul către aeroportul Otopeni? Acestea au fost știrile zilei la Observator. Eu vă aștept și mâine cu noutăți. Până atunci însă puteți să folosiți un click pentru a vă putea abona la canalul nostru de YouTube. Pe mâine!